E un volum care rămâne niște interviuri pe care am avut cu Anibor. Volumul începe cu interviul care se referă la ceea ce am făcut în 1999 și 2000, când eram consilier de reconstituție. E vorba apoi de interviuri date în perioada 2000-2010. Cred că el arată un lucru așa, anume că dincolo de poziția pe care am ocupat-o în diverse administrații sau în afara partidelor politice, partidului politic, pentru că nu sunt decât membru PNL, dincolo deci de poziționare, am urmat anumite convingeri și am încercat să fac gesturi publice în acord cu aceste convingeri politice. Am beneficiat și de această dată de colaborarea prietenului meu, Dan Prejoschi, care a făcut o copertă foarte simpatică. Și acest volum îl ofer celor cu care mă întâlnesc, așa cum alți politicieni oferă brichete sau șerci. Eu prefer să ofer cărți, pentru că mi se pare că a citi e cel puțin la fel de important ca ați aprins de o țigară, vă spun, un fost fumător, care n-are nimic însă cu fumătorul.